Slăviți să fie Domnul! Deschidem scripturile în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 2 și citim primele 11 versete. Romani, capitolul 2, începând cu versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar compietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu care va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce, din duc de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec, Slavă, cinste și pace. Va veni însă peste oricine face binele, întâi peste Iudeu, apoi peste grec, căci înainte lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Amin. Vă rog să vă reașezați. În zilele acestea am citit capitole din Exodul, din. capitolul 7, 8 și am ajuns să citim până în capitolul 15 inclusiv, care ne arată o experiență deosebită a poporului lui Dumnezeu. Și astăzi vom vorbi despre împietrirea inimii. Spune aici Pavel, în romani capitolul 2, versetul 5, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie. Împietrirea inimii care nu vrea să se pocăiască, ți-aduni o comoară de mânie. La programul de dimineață s-a vorbit și despre oameni care strâng comori în cer. Poți să strângi prin faptele bune, poți să strângi comori în cer sau poți prin păcatele tale să aduni comoară de mânie. Acum, noi care am venit în Italia de mai mult timp, știm cam cum poți să strângi comori. Nu îi poți strânge deodată. Când vrei să pui bani deoparte, începi zi de zi, poate economisi ceva în fiecare zi, în fiecare lună când ai salariul, îl pui deoparte 50 de euro sau 100 de euro și încet, încet strângi ceva deoparte. Ei bine, la fel este și cu inimii. Ea nu este un eveniment. Adică nu se întâmplă de deodată un om și am pietrit inima. Ci este un proces de lungă durată. Este un proces zilnic, poate. Poate în fiecare lună, câte ceva, puțin, câte puțin, strângi și pui deoparte și aduni o comoară de mânie. De asta trebuie să fim atenți, astăzi nu-l vom judeca pe faraon, dar ne vom pune întrebarea, cum ne-am pus-o și duminica trecută, Doamne, nu cumva sunt și eu ca și el? Oare nu cumva îmi împietresc și eu inima ca și el? Cel mai puternic om din vremea aceea, a fost lovit de Dumnezeu, pedepsit de Dumnezeu. Cea mai puternică națiune a vremii de atunci a fost judecată de Dumnezeu. Dar vreau să fim conștienți de un lucru, că Dumnezeu și acelui om, Dumnezeu și acelei națiuni, Dumnezeu și acelor vrăjitori sau înțelepți ai vremii de atunci, le-a dat șansa pocăinței. Metodele pe care Dumnezeu le-a folosit cu acești oameni sunt metodele, le numesc eu clasice. Când Dumnezeu cheamă la pocăință, Dumnezeu folosește diverse metode. Și prima metodă este că Dumnezeu trimite Cuvântul Său. Și îl vedem pe Moise, se prezintă în fața lui Faraon și începe exact cu aceste cuvinte. Așa vorbește Domnul. Asta înseamnă prezentarea cuvântului lui Dumnezeu. Asta înseamnă prezentarea unui mesaj care nu este de sorginte umană, ci vine din cer, de la Dumnezeu. Și Dumnezeu poruncește în cuvântul său tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și folosește Dumnezeu prima metodă, cuvântul lui Dumnezeu, mesajul din partea lui Dumnezeu, mesajul profetic, mesajul venit din cer. Și faraon nu se pocăiește, adică nu ascultă de Dumnezeu, se împotrivește, Egiptul se împotrivește, înțelepții decid și spun nu acceptăm, nu suntem de acord cu asta. A doua metodă pe care o folosește Dumnezeu este săvârșirea unor minuni, unor experiențe deosebite, prin care se manifestă slava lui Dumnezeu, prin care se manifestă puterea lui Dumnezeu. Așa cum Iisus Hristos a venit pe pământ, a predicat Evanghelia, dar pe lângă predicare, El a făcut minuni și minunile acestea au fost dovada că El este Fiul lui Dumnezeu argumentele cu care s-a putut demonstra că acel cuvânt vine din partea lui Dumnezeu și atâtea experiențe deosebite a văzut faraon. Și atâtea experiențe au văzut vrăjitorii, au văzut miniștrii lui, au văzut oamenii care erau lângă el, au văzut minuni. Știți că în cer se vor prezenta la judecata lui Dumnezeu oameni care o spun, Doamne, dar cum să ni se întâmple noua asta? Că noi, noi cu ochii noștri am văzut minuni. Am întâlnit oameni care atâta s-au lăudat că noi am văzut minuni, că în casa noastră au fost minuni. Faptul că ai văzut minuni nu înseamnă nimic dacă nu te pocăiești. Poți să vezi minuni, poți să faci minuni, dacă nu te pocăiești nu te ajută la absolut nimic. Dar iată că Dumnezeu folosește metoda aceasta a minunilor, a experiențelor deosebite, ca omul să cunoască pe Dumnezeu, ca omul să fie determinat de Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Apoi mai folosește Dumnezeu o altă metodă. E cea mai drastică, dar o folosește Dumnezeu și anume trimite necazuri, crize, urgii, pedepse. Din păcate, cei mai mulți oameni nu se pocăiesc când aud cuvântul lui Dumnezeu. Mulți oameni nu se pocăiesc atunci când văd intervenția lui Dumnezeu, când Dumnezeu face o minune, când Dumnezeu le ascultă o rugăciune, și sunt oameni care se pocăiesc doar atunci când trec prin necazuri, doar atunci când vine boala, doar atunci când văd că se apropie moartea, doar atunci când nu mai există șanse nicăieri în altă parte, doar atunci realizează că este în cer un Dumnezeu și doar atunci mărturisesc păcatele lor, doar atunci se apropie de Dumnezeu. Însă, cu tristețe observăm că sunt oameni care nici măcar atunci nu se pocăiesc. Un astfel de personaj este faraon. Atâtea urgii au venit peste el, atâtea necazuri au trecut și totuși nu s-a pocăit. A rămas cu o inimă împietrită. Mai este o altă metodă pe care Dumnezeu o folosește. El trimite necazuri, trimite pedepse, însă Dumnezeu ar putea interveni oricând, ar putea să distrugă oricând, putea să l pedepsească pe faraon, în oricare zi, însă Dumnezeu a dat mai multe șanse, șansă după șansă, a trimis zece urgii, a trimis mai multe semne. Voi arăta cum de 12 ori inima lui Faraon s-a împietrit, de 12 ori. Nu odată, nu de două ori, nu de trei ori, nu de șapte ori, nu de zece ori, de 12 ori, inima lui Faraon s-a împietrit. Asta îmi spune că Dumnezeu este bun. Dumnezeu este îndelung răbdător. Dumnezeu este îngăduitor. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să abuzezi de bunătatea lui Dumnezeu, ci trebuie să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești. Spunea aici Pavel, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? El, datorită păcatelor tale, ar trebui să te distrugă, să te nimicească, dar a spus, îți mai dau o zi, îți mai dau o șansă, mai trimit un mesaj, mai asculți o predică, mai vezi o minune, mai treci printr-un necaz, poate, poate te vei pocăi. Așa cum a spus omul acela, Doamne, mai lasă-l și anul acesta, poate că de acum înainte va aduce rod, îi mai dă o șansă. Și Dumnezeu dă lui faraon șansă după șansă, dă poporului egiptean șansă după șansă. Și acestea sunt în linii mari metodele pe care le folosește Dumnezeu când vrea să îndemne pe oameni la pocăință. Dumnezeu trimite avertismente, mesaje, cuvântul Său și bine ar fi, bine ar fi ca noi să ne pocăim când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu apoi trimite minuni, experiențe deosebite și oamenii se pot întoarce la Dumnezeu când văd experiențe deosebite, revelații deosebite, descoperirea lui Dumnezeu într-un mod miraculos. Sunt oameni care se pocăiesc apoi în urma necazurilor, poate în urma unei boli, poate în urma unor pedepse a lui Dumnezeu, oamenii își revin, își vin în fire, așa cum fiul risipitor și-a venit în fire atunci când a ajuns să n-aibă nici măcar mâncare, să nu mai aibă prieteni, să nu mai aibă nimic și a dat seama, nu mai am cum, prin constrângere a fost determinat să se pocăiască, să se întoarcă acasă. Și Dumnezeu folosește metoda aceasta a bunătății, adică El nu te pedepsește, dar trimite un necaz, dar El are răbdare, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu. Este o metodă pe care el o folosește. De asta el nu ne pedepsește imediat. El nu nimicește imediat pe păcătoși, ci are o de lungă răbdare și dorește ca tot să vină la pocăință. Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. De aceea astăzi vrem Așa, pe scurt, eu am pregătit și versetele, dar e foarte bine că noi am citit deja aceste capitole și nu sunt ceva nou. De asta este important pentru noi, acasă, să citim aceste capitole, să citim Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că atunci când predicăm să ne fie mult mai ușor. Acum, dar trecem în revistă, spicuim așa câteva versete care scot în evidență modul în care a avut loc în pietrirea inimii lui Faraon. Pentru că împietrirea inimii este un proces de lungă durată. Nu e ceva care se realizează ca un eveniment. De multe ori, chiar și în prezența unor experiențe extraordinare, omul poate rămâne cu inima împietrită. Domnul Isus a făcut minuni și ne arată Evanghelistul Marcu, era Domnul Isus la un moment dat în sinagogă, era acolo un om cu mâinile cu mâinile uscate, și Domnul și-a rotit privirile, adică s-a uitat de jur în prejur, și a fost supărat, măhnit, din pricina am pietririi inimii lor. Să nu credem în această zi că am inimii a avut-o doar Faraon, sau este ceva care ține doar de păgâni, doar de păcătoși, doar de o anumită categorie de păcătoși, dar vreau în această zi să pornim de la acest adevăr, că împietrirea inimii poate fi un adevăr valabil pentru fiecare dintre noi, pentru cei care vin aici în casa lui Dumnezeu. Pentru cei care cântă, pentru cei care se roagă, pentru cei care ascultă predica, da, Poate diavolul să te aducă în această împietrire a inimii, care nu are loc deodată, adică să-ți dai seama. Și încet, încet, eveniment după eveniment, lucrează și încet, încet, e că împietrirea cam cum este, cei care lucrează în construcții știu și betonul, oricât de rezistent este el, la început este o masă foarte maleabilă care efectiv curge. Când faci beton, betonul este mal, poți să-l pui unde vrei, cum vrei, poate fi modelat, dar încet, nu deodată, dar încet, minut după minut, oră după oră, începe să se întărească, să se împietrească. Și la un moment dat, ajunge o masă pe care nu o mai poți lucra în niciun mod. Îți trebuie unelte deosebite ca să îl să elimini dacă nu ai nevoie sau să faci ceva acolo. Deci există un timp, un timp în care poți lucra cu El și un timp în care nu mai poți face absolut nimic. La fel este inima omului. Este un timp în care poți lucra, Dumnezeu poate vorbi, Dumnezeu poate chema, Dumnezeu poate folosi, Dumnezeu poate implica și există un timp în care nu se mai poate face nimic. Poți aduce cel mai bun predicator, poți avea cea mai bună muzică, poți avea cea mai frumoasă biserică, nu se mai poate face nimic. Inima este împietrită. Nu mai există minuni pentru el, nu mai există mesaje pentru el, nu se mai poate face nimic. Dar e un proces, nu-i deodată. Zi după zi poate, săptămână după săptămână, an de an, inima se împietrește, se adună acolo, comoară de mânie. Supărare după supărare, împietrire după împietrire, până când devine un proces irreversibil. Nu se mai poate face nimic. Dar haideți pe scurt să vedem acest proces al împietririi inimii lui Faraon în câteva etape. Nu vă spun câte sunt, să nu vă speriați, dar vreau să fiu cât se poate de succint. Dar cu pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu. În primul rând, necunoașterea lui Dumnezeu. Prima, prima etapă, dacă vreți, a împietririi inimii lui Faraon. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să de glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Când Domnul nu are acea relație personală cu Dumnezeu, și nici nu vrea să o aibă. Aici a fost problema mare a lui Faraon. Nu doar că nu-l cunoștea, dar el n-a vrut să-l cunoască. El nu era nici măcar curios să afle ceva. Înțelegeți? Și famenul etiopian nu-l cunoștea pe Domnul. El nu știa, citea cartea și spunea, nu înțeleg, nu pricep. Dar când a apărut cineva care să-i spună, te pot ajuta, el a spus, vreau, urcă cu mine, vreau să-mi spui, vreau să mă lămurești, vreau să-mi dai explicații. Un om interesat. Faraon însă nu l-a cunoscut, dar nici n-a fost interesat să-l cunoască pe Dumnezeu. Deși Dumnezeu i-a dus un cuvânt, un cuvânt profetic, așa vorbește Domnul. El a spus, eu nu-l cunosc pe acest Dumnezeu și nu-mi pasă de el și nu voi lăsa, indiferent ce spune el, eu atât eu. nu voi lăsa pe Israel să plece, pentru că atunci când citim capitolele acestea, trebuie să înțelegem în ce anume ar consta pocăința lui Faraon. Pocăința lui Faraon, consta în a lăsa pe Israel să plece, să se închine lui Dumnezeu, să plece din țara aceea. În asta consta atunci ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de porunca lui Dumnezeu, împlinirea planului lui Dumnezeu pentru acel moment. Planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu era ca Israel să plece din Egipt și să se ducă în Canaan. Și faraon era o piedică. Pocăința lui însemna să lase pe Israel să plece. Acum, în dreptul tău, eu nu știu care este acel lucru care ține de pocăința ta. Poate să te lași de băutură, poate să te lași de fumat, poate să te lași de droguri, poate să te lași de minciună, poate să te lași de un păcat sau altul. Fiecare în dreptul lui are acel lucru de care trebuie să se pocăiască, are acel lucru în care trebuie să asculte de Dumnezeu. Faraon trebuia să lase pe Israel să plece și n-a vrut nicicum. Necunoașterea lui Dumnezeu, primul pas în calea împietririi inimii omului. Neasumarea eșecurilor. Citim acolo tot ce au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerpi, adică vrăjitorii. Pentru că a venit Moise și cu Aron au venit, au aruncat toiagul și toiagul s-a prefăcut în șarpe. Au venit vrăjitorii și au făcut la fel. Și a fost acolo un fel de concurență. Am și, avem și noi religia noastră, avem și noi, uite că se fac lucruri și la noi. Cu alte cuvinte a spus acolo. Dar s-a întâmplat ceva, toiagul lui Aron a înghițit toiegele lor. Adică prin asta s-a arătat superioritatea lui Aron și a lui Moise, superioritatea lui Dumnezeu. Însă inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Nu și-a asumat eșecul. Chiar dacă încerc să fac și eu, văd că Dumnezeu este mai mare decât mine, văd că Dumnezeu este mai puternic decât mine, dar eu nu mi-asum asta. Faptul că au rămas fără toiege, știți că practic acele urgini n-au fost altceva decât judecata lui Dumnezeu, cum spuneam și data trecută, asupra Dumnezeilor lor, asupra autorităților. Toiagul însemna autoritatea lor. Gândiți-vă că atunci Dumnezeu a făcut ca toate toiegele lor să fie înghicite. Toți înțelepții, toți vrăjitorii, toți liderii lor au rămas fără autoritate. Autoritatea lui Dumnezeu a înghițit autoritatea lor. Au rămas fără toiag. Au rămas fără putere. Au rămas fără autoritate. Dar nu și-au asumat asta. Adică nu s-au pocăit. Al treilea pas în calea împietririi inimii este indiferența, nepăsarea. Dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit. Faraon s-a întors de la râu și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inima aceste lucruri. Noi de obicei la mormântări citim acolo din Eclesiastul că atunci când te duci într-o casă de jale, când vezi un sicriu, când vezi durerea, când vezi sfârșitul oricărui om, fie el rege, fie om religios, fie om bogat, fie om înțelept, oricum ar fi omul, în final, ajunge într-un sicriu. Și când ești acolo, în fața acestei evidențe, în fața acestei realități, îți pui la inimă aceste lucruri, îți dai seama acolo cât de puternic ești, ești trecător, ești vulnerabil, ești slab. Și atunci îți pui la inimă, adică îți pasă, începi să te gândești la asta, te frământă ceva. Însă cu faraon, atunci când sângele umple râurile, umple fântânile lor, toată apa Egiptului, pentru că Egiptul era o țară bogată pentru că avea ape, avea apele Nilului, niște ape bogate care se răspândeau în câmpie, care irigau câmpia și era o țară prosperă, în primul rând, datorită apelor lor. Dumnezeu, într-o zi, a spus: Aceste apele prefac în sânge. Nu veți mai avea apă de băut. Nu veți mai avea prosperitate. Voi distruge prosperitatea voastră, bogăția voastră, încrederea voastră. Ce face Faraon? au făcut și ei vrăjitorii la fel, l au făcut sânge din apă, Faraon nu și-a pus la inimă aceste lucruri, adică asculți mesajul lui Dumnezeu, lasă-l, e pentru altcineva, e pentru alții, știu eu. Nu, nu-i pasă, nu-l interesează. Și acesta este un pas atât de ușor pe care îl poți face atunci când inima se împetrește. Să nu-ți pui la inimă. Vii la biserică, te întreabă cineva acasă ce a fost, cum a fost, despre ce s-a vorbit. Nu știu. Pentru că doar nu-l privește pe el. Doar nu trebuie el să asculte. Doar nu-i pentru el predica. Doar el știe mai bine decât predicatorul. Facem și noi la fel. Ne descurcăm și noi nu și-a pus la inimă lucrul acesta. Și un pas spre împietrire. Și faraon și-a împietrit inima. A patrulea pas. Moise a zis lui faraon, hotărăște când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău ca să îndepărtez broaștere de la tine. El a răspuns, mâine. Faraon văzând care are răgaz să răsufle în voi și am pietrit inima. Când să mă pocăiesc? Mâine. Altă dată. Nu chiar acum. Trebuie încă să termin cariera, trebuie încă să mă căsătoresc, mai am încă experiențe, încă n-am înțeles bine anumite lucruri, mai aștept. Cei mai mulți oameni sunt conștienți că trebuie să se pocăiască, cei mai mulți oameni vor să se pocăiască, dar nu astăzi, dar nu acum, mâine. Vom fi darnici, dar nu astăzi, că nu am suficient astăzi, mâine, când voi avea milioane. Îl voi sluji pe Domnul, mă voi implica, dar nu acum, că acum sunt ocupat, astăzi am multe de făcut, mâine voi fi mai liber. Și noi toți vrem să facem lucruri bune, spunea cineva, că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Adică toți suntem de acord că trebuie să ne pocăim, că trebuie să ne implicăm, că trebuie să dăruim, că trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu, că trebuie să slujim. Suntem de acord, da, suntem de acord, dar când? Nu, astăzi nu, astăzi prea ocupați, astăzi am prea puțin timp, astăzi am prea puțin bani, astăzi nu pot. Mâine, altă dată. și inima se împetrește. Și iarăși inima lui, faraon, se împetrește, văzând care răgaz este timp. Nu s-a putut săptămâna asta, lasă că mai este timp, vor mai fi ocazii. Putem răs, răsufla în voie. Adică au venit broaștele, a venit iarăși urgie, pentru că fiecare împietrire este legată de o minune, este legată de un necaz de o urgie. Și cam așa trebuie să înțelegem noi. Cam ăsta e principiul pe care îl folosește Dumnezeu. Dumnezeu trimite mesajul, Faraon nu ascultă, Dumnezeu trimite o urgie, în urgie Faraon se pocăiește, dar cum se pocăiește? Așa, hai să scap, să scap și de asta, cum să fac să scap de asta? Roagă-te, rugați-vă pentru mine! Și se rezolvă problema și cum problema se rezolvă, el iar se împetrește, el iar nu, nu se întoarce la Dumnezeu, iar nu slujește, iar, iar și iar. Și acest episod tot se întâmplă. Problema care este? Cu cât se întâmplă mai mult cu cât inima se împietrește mai mult. El nu că nu se pocăiește, dar el se pocăiește câte puțin de fiecare dată și se lasă de pocăință. Adică el vine la biserică duminică, pentru că poate a venit sâmbătă necazul în, în viața lui și vine duminică la biserică, Dumnezeu ascultă rugăciunea și lui îmi spune, gata am timp de acum, am scăpat și de asta, înainte, spre păcat. Și vine alt necaz, și vine altă rugăciune, și vine altă minune, și vine altă pocăință de 5 minute și iar neascultare. Și cam asta este istoria lui Faraon și cam din păcate, cam asta este istoria multor creștini care se pocăiesc doar atunci când vin necazurile, fac rugăciunea, Dumnezeu îi ascultă și apoi, văzând care răcaz, răsufle în voie. În sfârșit pot să fac ce vreau, am bani cât am nevoie, am acte, am o situație, am sănătate cât îmi trebuie, pot încă să respir ușurat, sunt încă liber, de acum nu mai am nevoie de Dumnezeu, am scăpat și de asta, am scăpat și de broaște. Și văzând că are regal să răsuflem voie și am pietrit inima. Al cincilea pas, neputința, vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Faraon, nu mai poți să faci nimic aici. Aici se arată limitele noastre. Aici este în evidență slăbiciunea noastră, neputința noastră. Noi nu mai putem să facem nimic. Până acum ne-am jucat că ne descurcăm și noi cu resursele noastre, cu capacitatea noastră, cu inteligența noastră, cu experiența noastră, dar nu mai putem. Gata, am ajuns într-un punct în care nu se mai poate face nimic. Aici este degetul lui Dumnezeu. Ce credeți? Că cei care aud mesajul acesta din partea doctorilor, care ridică din umeri și spun, nu mai putem face nimic, credeți că acei oameni se pocăiesc? Nici în fața unor asemenea situații, oamenii ajung să-și împetrească inima în așa fel încât să nu se pocăiască. Și nici faraon nu s-a pocăit. Dar inima lui faraon s-a împietrit. Vezi că ești neputincios. Vezi că nu poți face nimic, vezi că ești constrâns, vezi că tu nu ai cum cu forțele tale, nu poți să te lupți cu Dumnezeu, ești neputincios în fața lui Dumnezeu, ești neputincios în fața morții, ești neputincios în fața pandemiei, ești neputincios în fața crizei, ești neputincios în fața bolii, ești neputincios, dar cu toate astea nu recunoști că Dumnezeu este suveran și să capitulezi. Mergi mai departe nu-ți asumi înfrângerea, nu-ți asumi eșecul, deși vezi clar neputința ta. Al șaselea rând, minciuna. Domnul a făcut cum cerea Moise și muștele s-au depărtat de la faraon, n-a mai rămas una, dar faraon și de data aceasta și-a împetrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Cei care au citit pasajul, știți deja, eu am spus, vreau să fiu cât se poate de succint, însă ce s-a întâmplat? Dumnezeu a mai trimis o urgie, o nouă urgie, muștele. Faraon, ca întotdeauna, las că avem soluția, chemăm pe Moise, pe Aaron, rugați-vă pentru mine. Moise nu se mai grăbește să spună, mă rog, Faraon, nu-ți bate joc de noi. Nu ne înșela, nu ne minți. De atâtea ori ai spus, da, gata, să mă scape Dumnezeu de asta și vă las, mă pocăiesc și nu te-ai pocăit. Noi ne-am rugat, Dumnezeu a ascultat rugăciunea și tu tot nu te-ai pocăit. De data asta nu mai merge așa, nu ne rugăm. Și faci un angajament. Faraon spune, nu, gata, până aici, gata. am mințit o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, am ajuns la al șasea, a șasea oară, gata, de aici mă pocăiesc. Gata, până aici, de acum mă las, de acum mă implic. Nu, și de data aceasta și am pietrit inima, minte. Mă voi pocăi, da, dar n-am putut chiar, nu chiar, de duminică asta să vedem, încerc asta și iară și tot așa și minciuna asta, jură, juruințele astea, jurămintele astea făcute așa, care de fapt astea sunt minciunile cu care se hrănește pietrirea inimii. Acele decizii pe care le iei, pe care le rostești, le mărturisești, dar de care nu te ții. Angajamente pe care le iei, la început de an, spui, gata, Doamne, a fost cum a fost până aici, a fost cum a fost până acum, dar de anul acesta, gata, te voi sluji mai mult, voi dărui mai mult, voi veni la biserică, voi face, mă voi implica și angajamente. Însă, cu tristețe, observăm acest adevăr și de data aceasta sau și anul acesta își va împietri Domnul X și Doamna Y inima. Și de data aceasta, și la revelionul acesta, și la acest început de an, își va împietri inima. Minciuna. Adică juruințe pe care le vei încălca, angajamente pe care nu le vei respecta, și asta, cu cât faci mai mult asta, cu cât faci mai des asta, cu atât se împetrește inima mai ușor. Și mai ușor, și mai ușor. Cu cât faci mai mulți pași, cu atât va fi mai ușor să se împetrească inima. Și iată că inima lui Faraon s-a împetrit. Și ajunge acum la al șaptelea pas, a șaptea etapă a împetririi inimii, și anume lipsa discernământului. Dumnezeu a trimis ciuma o pandemie între animale, ciuma vitelor, și toate vitele au început să moară. Animalele lor au început să moară toate. Însă, în timp ce Dumnezeu lovea Egiptul cu urgii, și toate aceste urgii au lovit din plin țara Egiptului, Dumnezeu a făcut ca acolo, în Gosen, în locul în care locuiau evreii, niciuna din aceste urgii n-a avut efect, n-a avut putere. Toate vitele lui Faraon au început să moară și s-a spus lui Faraon, Faraon, stai puțin, nu poate fi o coincidență, nu poate fi o întâmplare. Uite, până aici, de aici, cum a intrat în Gosen. Adică, partea asta era evreul, și partea cealaltă, egipteanul. În casa egipteanului, în turma egipteanului, au murit vitele. La evreu n-a suferit nimeni nici o vită. La un moment dat, ni se spune chiar în la ultima urgie, nici măcar, nici măcar un câine nu lătra la evrei de durere sau de groază sau de jale. Și faraon a trimis să vadă ce se întâmplase a trimis spionii lui să vadă ce se întâmplă, ia să vedem la evrei câți au murit. Și a spus, zero, n-a murit niciunul dintre ei. La ei n-a fost nicio pagubă, la noi câte? Nici nu ne mai știm numărul, nu ne mai putem contabiliza. A trimis să vadă, era curios să vadă și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise, dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe Israel să plece. N-a avut discernământ, să, să, să realizeze, stai puțin, nu e o coincidență, nu e o întâmplare, că tot Egiptul este lovit, este zdrobit, că în Egipt este moarte și în Gosen este viață, că în Egipt este întuneric și în Gosen este lumină. Nu se poate. Aici să fie ciumă, aici să fie boală și partea cealaltă să fie sănătate. Nu se poate. A trimis să vadă ce se întâmplase, dar n-a avut discernământ. N-a știut, n-a știut să realizeze, n-a înțeles, n-a raționat așa cum trebuia să facă. Oameni care nu înțeleg, care nu vor să priceapă, care nu văd ceea ce este evident. Asta înseamnă lipsă de discernământ. Să nu vezi diferența. Diferența dintre bine și rău. Să vezi efectele binelui, să vezi efectele răului să n-ai discernământ. Și asta a fost împietrirea inimii lui Faraon. În al optelea rând, sfidarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a trimis apoi niște bube, o altă plagă, o altă urgie, un alt necaz peste ei. De data asta, vrăjitorii, nu numai că n-au mai putut ei să vină să facă și ei minuni, că asta a fost, a fost ca o competiție. Moi, ce faci tu? Facem și noi ne descurcăm și noi, uite avem și noi, inventăm și noi, că i-au spus că toată asta e o mascaradă, că facem și noi magie, facem și noi ceva și uite, se poate. De data asta, Dumnezeu i-a sfidat. Vrăjitorii s-au umplut ei de bube încât n-au mai putut nici măcar să se prezinte acolo. Întotdeauna era competiția asta, pe de-o parte Moise și Aron și pe de-o parte mulțimea vrăjitorilor. Și dacă noi se făcea ceva, vrăjitorii spuneam, putem și noi să facem păduchi, putem și noi să facem broaște, putem și noi să facem uh, sânge din apă, putem și noi să facem toiagul să fie șarpe, putem și noi să imităm lucrarea lui Dumnezeu. Putem și noi să facem lucrarea lui Dumnezeu. Însă de data asta n-au mai putut face nimic. Nici măcar n-au putut să vină acolo. S-a spus, hai, așteptăm. Vrăjitorii, unde sunt? nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor. Toți erau plini de aceste bube. Domnul l a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a ascultat. Și de data aceasta, văzând că ringul este gol în partea lor, Faraon n-a acceptat, nu s-a pocăit. Chiar și atunci când l-a sfidat pe Dumnezeu și și-a dat seama că el nici măcar nu poate fi acolo, să fie prezent Împetrirea continuă cu răgazul. Dumnezeu trimite piatră, grindină, fulgere, adică foc și tunete și toată țara Egiptului a fost distrusă, toată recolta lor, inul era în floare atunci, totul, totul a fost distrus. A venit mânia lui Dumnezeu. Gosenul era un loc plin de pace s-a rugat așa cum se făcea. Întotdeauna, când venea urgia, faraon se pocăia pentru puțin, spunea, Doamne, ascultă rugăciunea, îl punea, nu se ruga el, îl punea pe Moise și pe Aron. Bilet, rugați-vă pentru mine. Când Dumnezeu a oprit ploaia, tunetele și fulgere, faraon, văzând că ploaia, piatra și tunetele încetaseră, n-a continuit să păcătuiască și și-a împietrit inima el și slujitorii lui. N-a continuit să păcătuiască, chiar dacă încetaseră. Adică a văzut iarăși că are răgaz, are timp, a mai trecut prin astea. Păi de atâtea ori, de opt ori până acum deja Dumnezeu m-a iertat, Deja Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, deja Dumnezeu mi-a mai dat șansă. Când Dumnezeu ți-a dat opt șanse până acum, ce mai este și a noua? Când Dumnezeu te-a iertat de atâtea ori, când Dumnezeu ți-a iertat atâtea păcate, ce -ai să mai faci încă unul? Și asta se adună comoară de mânie. Și încet, încet, inima devine din ce în ce mai împietrită. Și a împietrit inima el și slujitorii lui văzând că încetase mânia lui Dumnezeu, văzând că mai are răgaz, mai are vreme, mai are șansă, am spune noi. Acum, al zecelea pas este pocăința superficială. Aici se întâmplă ceva, Dumnezeu trimite lăcuste, lăcustele astea intră peste tot și fac ravagii în toată țara Egiptului. Faraon a chemat îndată pe Moise și a zis, și începe pocăință, observați, asta, sunt cuvinte de om pocăit, om care se pocăiește. Am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră, dar iartă în păcatul numai de data aceasta și rugați pe Domnul Dumnezeul vostru să depărteze de la mine și urgia asta de moarte. O rugăciune de pocăință. Recunosc că am păcătuit, iartă în păcatul, mărturisesc, vreau să fiu iertat, angajament, de data asta și cu asta s-a terminat și mă pocăiesc. Dar asta e o pocăință superficială, o pocăință de 5 minute, o pocăință de duminică, pentru ca luni să o iau de la capăt. Și cu cât se întâmplă asta mai des, cu atât inima se împetrește mai, mai ușor. Cu cât trece mai mult timp, cu cât trec mai mulți ani în care spui, Doamne, mă pocăiești, de anul acesta mă schimb, de data asta mă schimb, cu cât se face de mai multe ori, cu atât inima se împietrește mai tare, până când ajunge să fie un proces irreversibil. De asta cea mai mare problemă o pot avea cei care sunt vechi în pocăință. Vechi doar cu ani, care au doar o pocăință superficială. Doamne, mai de data asta să ieși de aici! și nu te pocăiești cu adevărat, e doar de suprafață, e doar de duminică, e doar atunci când treci prin necazuri, ca apoi să te reîntorci la păcatele tale. Și faraon spune, de data asta, gata, până aici. Face asta? Nu o face nici de data aceasta. Urmează al 11-lea pas. Iată că inima începe atât de mult să se împetrească, vine întunericul. Un în întuneric de trei zile, nu puteau nici măcar să se vadă om pe om. Nu se mai putea vedea. Omul punea mâna în fața lui și nu vedea nimic. În Gosena era lumină. Ce face faraon? Observați, acesta este unul din, din semnalele cele mai puternice că împietrirea a ajuns într-un stadiu, într-o etapă cu totul irreversibil. Nu te mai poți întoarce de acolo. Și din păcate, când văd astfel de situații în biserică, realizez că cei oameni sunt pierduți și nu se mai poate face nimic pentru ei. E un stadiu, este o etapă periculoasă, extrem de periculoasă. De acolo nu se mai poate face nimic. Eu am numit o respingerea slujitorilor. Până atunci, până atunci faraon, când venea necazul, când venea urgia, Telefon la Moise, vino Moise, rapid, roagă-te pentru mine, iartă în -mi păcatul, mă pocăiesc, eu am angajamente, plânge acolo, hai să ne rugăm împreună. De data asta, faraon nu mai apelează la Moise, ci face altceva. Domnul a împietrit inima lui faraon și faraon n-a vrut să-i lasă să plece. Faraon a zis lui Moise, ieși de la mine! să nu te mai arăți, dacă te-ai mai arătat în ziua în care te arăți, în ziua în care te văd, mori, în ziua aceea, atunci, pe loc, te-am omorât. Atât de împetrită este inima încât nu mai pot să-l vezi. Nu-i mai spui, roagă-te pentru mine, ci îi spui, te omor, sau ce știu ce amenințări, sau nu-l mai poți vedea. Să fie o respingere, o sfidare totală, ieși de la mine, nu te primesc în casă, de asta spun, întâlnesc situații din acestea în care oamenii spun, nu, nu nu, să nu, 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 răspunde la telefon, nu-ți răspunde la ușă, nu vrea să stea de vorbă. Ei bine, când ai ajuns în situația asta, este extrem de periculos, ești deja în punctul în care nu returnă, nu se mai poate face nimic. Acolo a ajuns faraon. Până atunci mai spunea Moise, hai, roagă-te, te rog, iartă-mă, bun, sunt cum sunt, dar mă pocăiesc, este totuși într-o relație cât de cât bună, își dă seama, se pocăiește, se pocăiește, îl cheamă pe Moise, de data asta spune, ieși de la mine, să nu te mai văd niciodată, dacă îndrăznești să mai vii la mine, să nu cumva să te mai arăți înaintea mea, în ziua în care te vei arăta, vei muri negreșit. Respingerea slujitorilor. Că nu vrei să mai vezi, că nu vrei să mai auzi, că nu vrei să mai ai de-a face, Ajunge într-un punct al împietririi, într-un punct extrem de periculos. Și iată că vine acum al 12-lea pas și ultimul. Vine acum cea de-a 10-a urgie, cea mai mare dintre toate, pentru că dacă îți pierzi Casele, mașinile, recolta, banii, prosperitatea, toiagul, ce mai pierzi? Poți pierde multe lucruri în viață, spui, le mai recuperăm, ne descurcăm noi cumva, ieșim noi din asta. Însă vine o urgie foarte, foarte dură pentru ei. În fiecare casă se aude jalea, moartea întâilor născuți. Potrivit legii de atunci, întâiul născut era succesorul, era următorul faraon, era cel care ducea mai departe dinastia, era cel care ducea mai departe numele, era cel mai important, întâiul născut. Și exact acolo lovește Dumnezeu în noaptea aceea de Paște. În fiecare casă a egiptenilor moare întâiul născut și din rob și din slobot și începând din casa lui faraon. Copilul lui cel mai mare moare. Și în fiecare casă, în fiecare uh, înțelept, vrăjitor, dregător, și orice funcție, și orice bogăție, și oricum era, orice egiptean a simțit durerea aceasta copilului, cel mai mare dintre copii, să moară în noapte aceea. Și nu putea fi o coincidență. De ce nu al doilea? De ce nu al treilea? De ce nu al zecilea? Nu, primul copil. Însă vedem atunci cum are loc o pocăință în noaptea aceea de Paște, are loc o pocăință, Dumnezeu spune că evreii vor fi, nu numai că li se dă voie să plece, dar vin egiptenii și îi zoreau, duceți-vă, gata, hai, nu numai că trebuie să vă închinați, duceți-vă, vă dăm noi bani, punem noi ce vă mai trebuie, luați aurul, luați bogății, ce aveți nevoie, punem noi, numai, numai duceți-vă, închinați-vă și gata. Și am spune noi ce pocăință e asta. Pun eu totul, fac eu totul, sponsorizez eu, contribui eu. Cam asta este mentalitatea, pocăința egiptenilor de atunci. Faraon când vede asta, gata, nu ne mai putem lupta. nu mai plecați, duceți-vă, închinați-vă lui Dumnezeu. Știți cât ține pocăința asta? Câteva zile. Ajung la Marea Roșie. I se spune deja S-a dat de știri împăratului Egiptului că poporul a luat fugă, adică au plecat chiar în noaptea aceea. N-au mai așteptat -o, o doua zi, n am mai nici măcar nu s-a mai uh, uh, azimă. De asta noi, când spunem de azimă, vorbim despre o pâine care n-a mai apucat să dospească. Adică orice evreu știa, luăm uh, aluatul, îl punem acolo, el trebuie să stea acolo cel puțin 12 ore ca să fie lievitațiune naturale. N-a mai avut loc acel proces. Adică n-a mai avut loc nici măcar acel timp să. Să crească un aluat. Ai pus aluatul, l-ai pregătit, l-ai pus în oală, în ce l-ai pus tu și la drum. Nu veți mai mânca pâinea asta, nu, mai, nu veți mai mânca aici, în Egipt. Luați cu voi totul. Și au plecat în noaptea aceea. Și Faraon a auzit asta. Atunci inima lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat. Din omul care a spus, dau eu toți banii, pun eu tot, fac eu tot, nu mai, mai închinați-vă. Ei au zis, ce am făcut de a lăsat lăsa pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Domnul l-am împietrit inima lui Faraon. Se subliniez aici, am spus deja cu roșu, atunci inima lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat. Adică chiar dacă a luat o decizie bună, chiar dacă a acționat în mod corect, chiar dacă a făcut ceea ce trebuie, Iarăși s-a schimbat nestatornicia, nestatornicia. N-a fost statornic în decizia lui. Iată-l în sfârșit că ea decizia bună. Iată-l, puteai spune, în sfârșit, faraon e serios. În sfârșit, faraon se ține de cuvânt. În sfârșit, toți spun, gata, plecați, a venit ziua eliberării, a venit ziua în care a ascultat, a venit ziua de reformă, de revoluție, o putem numi cum vrem noi. Noaptea aceea, totul devine realitate pentru ei și evreii pleacă din Egipt. Însă nu ține mult nici pocăința asta. Când au început ei să vadă, probabil a spus, faraon, cine mi-aduce cafeaua? Păi, evreu, da, evreu nu -i. a plecat. Pâinea, cine o făceau mai bună pâine? Evreii, dar nu mai sunt evrei. Păi, cine gătea mai bine? Cine făcea? Stai puțin, că au plecat evreii. Au plecat evreii. Cine ne mai slujește nouă? Și atunci s-a schimbat iarăși inima. Îmi pare rău că m-am pocăit. Știți, există, aveam o altă predică, pocăință de care nu te pocăiești. Știți că sunt oameni care se pocăiesc și apoi se pocăiesc de propria pocăință? Îmi pare rău că m-am pocăit. Am dat la biserică, dar îmi pare rău că am dat. L-am ajutat pe fratele, dar îmi pare rău că i-am ajutat. Am făcut, m-am implicat, am slujit, dar îmi pare rău acum. Există și o pocăință a pocăinței. Adică te pocăiești că te-ai pocăit. Cam asta s-a întâmplat atunci, schimbarea asta lui Faraon, cam asta a fost. Faraon s-a pocăit că s-a pocăit. Adică i-a părut rău că s-a pocăit, i-a părut rău că l-a lăsat pe Israel să plece, i-a părut rău că a ascultat în sfârșit de Domnul după atâtea lovituri, după atâtea urgii, după atâtea experiențe, ia în final decizia corectă, bună, Lasă pe Israel să plece, dar se pocăiește. Se pocăiește de data asta în sensul cel mai rău. Se pocăiește de pocăință, adică îi pare rău de pocăință. Îi pare rău că a făcut bine. Îi pare rău că a ascultat de Dumnezeu. Îi pare rău că a lăsat pe Israel să plece. Și aceasta este faza finală a împetirii inimii. Când un om ajunge să spună îmi pare rău că m-am botezat, îmi pare rău că, vin la, că am fost la biserică, îmi pare rău de asta, îmi pare rău de asta și îmi pare rău de toate lucrurile bune pe care le-a făcut. Acela este ultimul stadiu, ultima etapă a păcăinței cuiva. De aceea, în această zi, vreau să parcurgem istoria asta pe scurt a lui Faraon, să ne întrebăm. Să ne punem întrebarea în cele 12 stadii, 12 etape prin care a trecut împietrirea inimii lui Faraon. A fost un proces. Încet, încet. Zi de zi se lucra și inima se împietrea până când a ajuns că nu se mai putea face nimic. Puneți întrebarea. Oare ești undeva în drumul acesta, în procesul acesta, oare a ajuns și inima ta într-un stadiu anume? Dumnezeu să aibă miră de noi și să ne pocăim astăzi. Că altfel, cum spunea Pavel și repet cuvintele lui, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adun comoară de mânie. Haideți mai degrabă să ne adunăm comori în cer. Acolo unde nu le sapă hoții, nu le roade molile, ci avem o comoară în cer. Nu comoară de mânie, nu comoară de judecată, nu comoară de supărare, că mânie știți ce înseamnă? Înseamnă și supărare. Îți adun tot supărare după supărare, supărare după supărare, părere de rău după părere de rău și ajunge să-ți pară rău că ai cântat și ajunge să-ți pară rău că ai venit la biserică și ajunge să-ți pară rău. Dar cel mai mare regret acolo va fi, de asta spunea întâi peste iudeu și apoi peste greu, că ai avut posibilitatea să te pocăiești, ai văzut minune, ai ascultat atâtea predici, ai venit de atâtea ori la biserică, ai făcut atâtea lucruri bine, bune și totuși ai ajuns în iad. Aceea va fi cea mai mare întristare, faptul că ai avut șansa și n-ai fructificat-o. Ai avut atâtea șanse și nu le-ai fructificat. Aceea va fi cea mai mare supărare, cea mai mare părere de rău a cuiva care va ajunge în iad, că ai fost poate botezat, că ai fost poate botezat cu Duhul Sfânt, că ai fost poate un slujitor, și totuși să ajungi în iad. Asta va fi cea mai mare supărare pe care o poate avea, cel mai mare regret pe care îl va avea cineva. Am avut atâtea și atâtea șanse, atâtea și atâtea oportunități și le-am ratat, le-am pierdut. De ce? Că am lăsat inima să se împietrească. Fie prin indiferență, prin necunoaștere, prin nestatornicie, prin minciună, prin amânare, prin răgaz, prin... Uh, respingerea slujitorilor lui Dumnezeu și le-am enumerat pe toate. Și pas cu pas această împietrire are loc. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze astăzi, să ne întoarcem cu inima și cu fața noastră către Domnul. Amin.